Un accident în care au fost implicate mai multe autoturisme s-a produs pe strada Dorobanților în fața Consiliului Județean Cluj. Din primele informații rezultă că două autoturisme s-au tamponat frontal, fiind avariate și câteva mașini de pe marginea drumului, lângă Profi Mărăști, potrivit știri de Cluj.ro. Poliția Cluj anunță că un șofer care se deplasa spre strada Teodor Mihali a efectuat o depășire neregulamentară peste marcajul dublu continuu și a intrat în coliziune cu o mașină care efectua virajul la stânga. În urma impactului, autoturismul aflat în depășire a fost proiectat în alte trei autoturisme parcate. Din fericire, nu s-au înregistrat răniți în urma acestui accident.